pentru prima dată cu, cum se poate, altfel decât cu imnul național. Acum urmează tăierea pamlicii de către domnul primar și domnul deputat Ioan Păr. Hai să-i aplaudăm, că cu ajutorul dânșilor s-a făcut și această construcție. Și bineînțeles cu ajutorul dumneavoastră. Păi acum avem de ales, stăm cu spatele la dânsii sau dincolo? Acolo. Într-o parte. Stăm într-o parte. Da, o să stăm în lateral așa, da? Și acum o să rugăm Sfinții Părinți să ne facă slujba de... Putem începe? De acord? Slavă Sfinte și cele de-o ființă, de viață nedespărțite trei. Totdeauna acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Hristos a Dumnezeu, risipindu-se vrășmașii lui și cei ce l-o răs pe dânsul. Se împrăște fumul
și nu mai este. Precum se topește ceara de la fața focului. Așa pierd păcătoșii de la fața lui Dumnezeu, iar drepții se veselesc, Hristos a înviat din moarte. Asta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim într-o dânsa. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Încep eu? Eteria mare? Și celălalt din mormânt. Pace Domnului să ne rugăm. Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru statornicia Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Sfântă biserica aceasta, pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică al Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Pentru un alt preasfințitul părintele nostru Ioachim, Arhiepiscop Romanului și Bacăului, pentru cinstita preoțime cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitele de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Pentru sfânt lăcașul acesta, țara noastră, pentru toate orașele și satele, pentru cei ce credință viețuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să te sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea, cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să vină peste apa aceasta puterea cea curățitoare a Sfintei Treimi, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi, pentru ca să vină peste apa aceasta lucrarea cea curățitoare a Treimii cel mai presus de fire,
Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se trimite harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului pentru toți care au trebuință de ajutor și folosință de la Dumnezeu Domnului să ne rugăm. Pentru ca să ne luminăm noi cu luminarea cunoștinței prin treimea cea de o ființă, Domnului să ne rugăm. Pentru binecredincioșii noștri creștini, ce ne-au poruncit nouă slujitorilor bisericii, să binecuvântăm, să ne rugăm pentru dânsii, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește. Dumnezeule, cu harul tău, de prea sfânta curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu Sfinții să vă pomenim. Și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să-i o dăm. Ție, Doamne! Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci. Vecilor! Amin! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, cel mare, sfat și minunat în lucruri, făcător de-a toată făptura cea văzută și nevăzută, cel ce păzești așezământul tău și dai mila ta celor ce te iubesc pe tine, și păzesc poruncile tale, cel ce primești lacrimile cele de umilință ale tuturor celor de voi, că pentru aceasta ai venit în chip de rob, cu nălucire, fricoșându-ne pe noi și dând adevărată tămăduire trup, zicând, iată, te-ai făcut sănătos, de acum să-l mai greșești. Încă și din tine ai făcut sănătos și poruncii se sperie prin cuvânt, ai făcut să rășluiască lumina. Cel ce ai oprești valurile patimilor celor potrivnice și potolești marea această dată acestei vieți, și îmblânzești pornirea cele grele de purtatul plăcerilor. Însuți iubitoră de oameni împărate, cel ce la nou se purtă în veșmânt luminat ca zăpadă din apă și din Duh. Și acum trimite harul preasfântului și bunului și de viață rugătorului tău Duh, care sfințești toate și sfințește, Doamne, și apa aceasta. Amin. Și acum trimite harul prea Sfântului de viață, Făcătorului tău tu, și sfințește toate, și sfințește apa aceasta. Amin. Și acum trimite harul prea Sfântului și de viață, Făcătorului tău tu, care sfințește toate, și sfințește, Doamne, și apa aceasta. Amin. Și prin gustarea și zdrobirea cu apa aceasta, trimit de nou binecuvântarea ta care spală întinăciunea patimilor. Așa ne rugăm, Bunule, cercetează cu mila ta bolile noastre, cele sufletești și trupești, pentru rugăciunile preasfinte născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria. Cu puterea cinstită de viață, Făcătoarei Sfintei Cruci, cu ocrotirile cinstitelor cerești, netrupești puteri, pentru rugăciunile Sfântului Proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan,
ale Sfinților Apostoli, ale Sfinților Mardascăle, ai Lumii și Ierar, Vasile cel Mare, Grigore de Dumnezeu, Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, ale celor între Sfinți Părinții noștri, Nicolae al Mirelor Dichii, Spiridon al Trimitunii, Făcătorii de Minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Nou, Iureș și Sava, Antimi Virianu, Iosif Mărturisitor, Ghelasie, Leontim, ale Sfinților Constantin, Vodă, Brâncoveanu, cu cei patru fiei săi, Constantin, Ștefan, Radu, Matei și Anache, Sfetnicul, ale Sfintelor Mucenițe, Filoftea de la Curtea de Argeș, Tatiana de la Craiova, ale bunilor biruitori mucenici și mucenițele Sfinților Doctor fără de arginți, Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon și Ermolae, Samson și Diomit, Mochie și Anichit, Talaleu și Trifon, ale preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, Cruditoarea Moldovei, ale dreptilor dumnezeiești Părinții Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților Tăi, și păzește, Doamne, pe drept credincioși și robii Tăi care sunt de față, dându-le lor sănătate sufletelor și trupurilor, și împlinește toate cele de trebuință, obștii acestea creștine, care slujesc Ție și fiilor în toate milostiv. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce ne urăsc, de cei ce ne iubesc pe noi, de cei ce din binecuvântate pricini nu s-au întâmplat aici și ne-au poruncit nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsii. Adu-ți aminte, Doamne, și de părinții și de frații noștri care sunt în robie și în supărări și miluiește pe dânsii după mare mila Ta, izbăvindu-i din toată nevoia și necazul. Că Tu ești izvorul dămăduirilor Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție mărire înălțăm împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Hristos a înviat din mor. Să ne rugăm. Noi,
Domnului Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binevoit, ai intrat sub acoperământul fameșului Zaheu și te-ai făcut mântuire lui și la toată casa lui. Însuși acum păzește-ne vătămați de toată răutatea pe cei ce vor intra în acest așezământ. Și îți aduc ție rugăciuni prin noi nevrednicii și binecuvintează pe ei și așezământul acesta și păstrează totdeauna viața lor nebântuită și le dăruiește cu îndestulare toate bunătățile tale spre folos și binecuvântarea ta. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și înălțimea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeu nostru, caut acum cu milostivire spre rugăciunea noastră a smeriților și nevrednicilor slujitorilor tăi preoți și trimite harul preasfântului tău Duh peste acest îndelemn și îl sfințește ca să fie spre sfințirea locului acesta și a așezământului care s-a zidit pe el spre alungarea tuturor celor puteri potrivnice și a bântuielilor diabolești. Că Tu ești Cel ce binecuvintești, sfințești toate, Dumnezeu nostru, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă Ție! De gălcă și celor de pornire via să dăruie. Cel ce-a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților întru tot lăudaților apostoli, cu puterea cinstită de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile cuvioase Maicii noastre Paraschiva, ocrotitoarea bisericii noastre, împreună cu buna vestire, cu rugăciunile Sfinților Părinți Ioachim și Ana, ocrotitorii bisericii noastre, cu rugăciunile tuturor Sfinților Dumnezeșilor Părinți Ioachim și Ana și tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni. Se binecuvintează și se
sfințește așezământul acesta prin stropirea cu apă sfințită și prin ungerea cu unelei sfințit în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și Fiului și al Sfântului Duh, onorată asistență. Hristos a înviat și ne-a dăruit nouă mare și multă milă. Dragii mei, este o zi cu o deosebită semnificație. În primul rând, este învierea Domnului, sunt Paștele cele mari și prea frumoase. Și în a doilea rând, este o bucurie foarte mare pentru satul nostru că avem un edificiu deosebit de complex și de frumos cu care ne mândrim. Noi ne bucurăm foarte tare, toți cetățenii, preoți, credincioși, că din când în când se mai face câte ceva în urbile noastre, în localitățile noastre. Este adevărat. Și când s-au construit în alte localități din țara noastră, de pe Mapamond, când s-a edificat câte ceva grandios, frumos, deosebit, n-a fost primejd de bucurie și de satisfacție pentru toată lumea. Dar toate aceste obiective, cum este și cea de față, cât și alte obiective, arată gândirea și vrednicia celor care le-au conceput și le-au gândit și le-au făcut. Este adevărat, orice se face cu mare și mare greutate și cu multă alergătură și cu multă sudoare. Dar această magnifică, să zicem, clădire, o consider ca o emblemă a satului nostru, Urecheș. Singura mea părere de rău este că, dacă era la, și mai la șosea, mai spre drumul mare, cu siguranță s-ar fi oprit foarte mulți călători pentru a admira, pentru a îi călca pragul. Dar ne mândrim. Și eu personal mă bucur foarte mult pentru orice lucrușor, cât de mic să face, să, pentru că totul este pentru comunitatea noastră. Spuneam la început că atunci când se face, când se construiește ceva,
Mai sunt și unele persoane care nu prea sunt încântați de ceea ce se face, dar noi ne bucurăm și savurăm momentul. Ne aducem aminte în secolul al XV-lea spre secolul al XVI-lea cu câtă greutate și cu câte nenorociri s-a construit Catedrala San Pietro din Roma, unde își doarme somnul de veci întâiul apostol, Sfântul Petru, căruia i-a spus Mântuitorul: Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Ne aducem aminte că în anul 554, 55, s-au terminat lucrările celebrei catedrale Sfânta Sofia din Constantinopol, făcută și concepută de împăratul Iustinian cel Mare, care atunci când a terminat-o, a exclamat celebrele cuvinte: Te-am întrecut, Solomoane! Și atunci s-au întâmplat multe, multe piedici, dar Mântuitorul de fiecare dată ne-a întărit și ne-a spus celor ce credem: Îndrăzniți, că eu am biruit lumea! Ne bucurăm că există în satul nostru un astfel de edificiu și rămâne să ne bucurăm cu toții de binefacerile Lui. Vă întâmpin cu frumoasele cuvinte pe care Mântuitorul le-a adresat femeilor norosițe: Nu vă temeți, bucurați-vă! Și strămoșescul salut: Hristos a înviat! Hai să-i aplaudăm pe Sfinții Părinți și să le mulțumim și alături să invităm pe domnul deputat Ioan Paler să ne spună și dumnealui două, trei cuvinte, după care urmează domnul primar. Preacucernici părinți, distinși și invitați, dragi locuitori, trăitori ai comunei Urechești, domnule primar, Hristos a înviat! Astăzi, în prima zi de Paști, vă spun întrebarea primarului al nostru. E născut, e crescut, e aici, îl avem de atâtea mandate, îl iubim, a muncit. Preacucernicii părinți sunt preoții dumneavoastră din sat, dumneavoastră sunteți locuitori acestui sat, invitații au fost chemați de domnul primar, dar ce caută deputatul Palăr astăzi aici? N-are și el familie, nu sărbătorește și el ca orice creștin. Vă spun că în momentul când am plecat de acasă, de la părinții mei, de la Secuieni, mi-a spus soția: unde te duci tu astăzi de sărbătoare? Ce inaugurare există? Voi faceți politică astăzi? Un pic de obraz. Astăzi nu se face politică pentru că este sărbătoare. Și am spus: dragă nevastă, eu sunt născut, crescut la țară, sunt un copil de țăran. Și domnul primar din Urechești mi-a spus că astăzi, în comuna Urechești, se inaugurează un centru cultural. Și am spus: dragă soție, județul Bacău are 93 de localități cu tot cu orașe. Nu există în comunele din județul Bacău să nu merg pe degete ca astfel de investiții să fie făcute. S-au investit în școli, s-au făcut primării, dar centre culturale în care, într-adevăr, copiii noștri să poată să primească cultură, să poată să vadă și altceva, și nu vreau să jignesc pe nimeni că astăzi e sărbătoare, nu numai baruri și discoteci, și acestea sunt bune, dar să poată să vadă că se poate și altceva. Zic, mă duc din tot dragul, chiar dacă s-ar putea să supăr cetățenii aceștia, și îmi cer scuze dacă vorbesc prea mult și abuzez de bunătatea noastră, o fac din tot sufletul pentru că vin la un prieten pe care îl cunosc de 16 ani, la domnul Talabă. Prea mult, să știți că eu prea multe merite n-am astăzi aici, decât așa cât am putut să ajut, am ajutat și nu trebuie neapărat să ne lăudăm noi cei care facem politică cu astfel de lucruri. Dar am venit de suflet pentru că mi-aș dori mult ca această Vale a Trotușului să fie un exemplu și celelalte localități să vadă și să se întâmple astfel de lucruri. Domnule primar,
Să vă dea Dumnezeu sănătate, poate ziua de astăzi, așa frumoasă cum este ea de sărbătoare, cum ați ales-o dumneavoastră și locuitorii comunei Urechești, să vă bucurați 2, 3, 10 generații de acest spațiu. Mă bucur că preotul care a întârziat astăzi aici, am înțeles că a venit, a avut două botezuri. Dacă se nasc copii în această localitate, este minunat. Să dea Dumnezeu să se nască cât mai mulți copii, să aibă condiții la fel ca la oraș și să nu mai plece nimeni din sat, să trăiască acasă la noi și să putem să ne bucurăm cu bunicii, cu părinții noștri și copiii noștri. Încă o dată, Hristos a înviat și Dumnezeu să binecuvânteze. Mulțumesc domnului deputat pentru frumoasele cuvinte. Mulțumesc părinților, părintelui Pui și tuturor părinților care au fost prezenți. Aș vrea să vă spun și eu câteva lucruri. Poate o să vă surprindă. Țin în mod special să vă mulțumesc pentru faptul că de atâția ani, de 16 ani, ați avut încrederea și disponibilitatea să vă fiu ales, să vă reprezint, să vă respect, să vă iubesc, să mă dăruiesc dumneavoastră. Cu siguranță, persoană perfectă nu este nimeni pe pământ. Nici eu. Cu siguranță că toți trebuie să încercăm să ne ridicăm mai sus decât ceea ce suntem. Dar, pe măsura posibilităților mele, pe măsura momentelor, vremurilor pe care le-am parcurs, am încercat să facem Urecheștiului, comunei Urechești, să-i dăm șansa să se ridice. A te ridica într-o lume diversă, într-o lume în care toată lumea este în competiție, nu este ușor. Dar și în aceste situații, credem că am demonstrat cu toții că ne putem ridica. Acest obiectiv, care astăzi s-a inaugurat, să știți că este rostul muncii pe care am desfășurat-o împreună cu alții timp de vreo 7 ani de zile, poate chiar mai bine. În 2007 am inițiat o asociație de dezvoltare locală Galvara Trotușului, în care am fost și președinte, în care am atras și comunele de pe Valea Trotușului și ușor, ușor am reușit să atragem niște bani de la Uniunea Europeană cu care să putem să implementăm proiecte în zonă. Unul din ele este cel pe care îl vedeți. Cred că și criticii trebuie să accepte un lucru. Cultura este foarte importantă în aceste vremuri când totul se raportează la materie. Eu am credința mea și spun următorul lucru. Dacă într-o comunitate nu ai biserică, dacă nu ai școală, dacă nu ai spații culturale cu care să poți ridica satul, comuna, înseamnă că lucrurile astea încet, încet se pierd. Și în afară de asta, oamenii nu reușesc să se ridice mai sus decât să se raporteze doar și numai la material. Obiectivul acesta este adresat tuturor. Adresat și celui mititel de la grădiniță, și celui de la liceu, și celui care este căsătorit și vrea să-și facă o nuntă, și celui care este însurat și vrea să vină să distreze, tuturor, indiferent cine este el, la costuri sau aproape zero costuri, pentru că vor fi gratuite, și vreau să înțeleagă lumea că tinerii trebuie să căsătorească, tinerii trebuie să facă copii, tinerii trebuie să fie atrași să vină în zona rurală. Urechești are un avantaj, anume faptul că oamenii sunt gospodari, sunt așezați geografic bine, foarte aproape de drumul european, de drum național, și cu siguranță că în etapa următoare, când se vor implementa și alte proiecte serioase, așa și mă refer la cele din infrastructură rutieră în special, care deja, de exemplu, Părnățel este în lucru, Lunca Dochia, Slobozia, imediat, pe data de 9 mai, urmează un alt proiect serios pe drumurile din Urechești și Părnățel, satul nou. Deci lucrurile vor evolua cu o viteză destul de mare și cred că dumneavoastră veți avea posibilitatea ca și cetățeni să vă demonstrați adevărat potențial.
Dar rețineți un lucru. Nu este suficient. Când spunem de dezvoltarea unei comunități, trebuie să discutăm de dezvoltarea comunității din multe perspective. Anume, administrație locală, învățământ, cultură, sănătate, dar, foarte important, dezvoltarea economică. Am atras și am stimulat pe cei care vor să facă dezvoltare economică. Pe cei care au vrut să inițieze proiecte. Au fost la Urechești aproximativ 40 de proiecte cu finanțare europeană, în programul vechi, pe zonă privată. Am atras și pe alții străini care au vrut să vină. Mai am deja acum în pregătire o etapă prinsă și în plan urbanistic să alocăm teren celor care vor să facă dezvoltare, care vor să inițieze afaceri noi, care vor să meargă pe program de finanțare europeană, pe diferite tipuri de activități. Deci toate astea vor fi implementate și poate de mine, poate de alții care vor urma, indiferent cine e. Important este să meargă pe un drum al dezvoltării. Ăsta este viitorul. Dar dezvoltarea, fără biserică, fără școală, fără cultură, este literă moartă. Vă spun cu toată certitudinea. Evoluția omenirii, așa cum este ea, cere informație, cere cultură. Vreau să mă adresez foarte special celor tineri. Celor de la, nu știu, grădiniță și până la clasa 12. Fraților, cred că tehnologia informației este un instrument foarte important pentru dumneavoastră. Dar mai cred un lucru, că pe lângă instrumentul care aveți, calculatorul și netul, foarte important este lectura. Cultura pe care să o puteți avea să faceți față presiunilor vremii. Spațiul vechi, al vechiului cămin cultural, va fi canalizat imediat după alegerile locale, deja am pregătit mobilier și tot ce trebuie, pentru noua bibliotecă comunală. Avem nevoie și de așa ceva. Pe suport electronic, dar și pe carte tipărită, veți avea la dispoziție și bibliotecă. Poate unii o să spună, da, cine mai trebuie nouă bibliotecă, băi, primare? Nu e adevărat. Biblioteca este un lucru sau un obiectiv absolut necesar comunității. Am constatat eu, din experiența personală, elevii de liceu nu aveau suficiente cărți pe care să studieze la orele de curs, mai în special la limba și la literatura română. Deci trebuie avut în vedere și acest aspect. Celor în vârstă, vă mulțumesc pentru tot. Vă mulțumesc că ați educat Comuna Urechești. Vă mulțumesc că i-ați respectat pe tineri. Vă mulțumesc că încă munciți pământul și aici fac remarca. La Urechești, exploatațiile agricole sunt de la un hectar, sau poate mai mici de un hectar, până la 200 de hectare. Nu s-a îngrășat unul ca celălalt să crape. Dumneavoastră sunteți beneficiarii avuției pe care o aveți. Pământul și este sfânt și este al României și este al tot ceea ce reprezintă viitorul poporului acesta. Vreau să mai spun ceva. Tot ceea ce vedeți aici este rezultatul modului în care constructorul pe care l-am avut în urma licitației pe care a câștigat-o și care se cheamă Secer Lux Trans și reprezentante de domnul Caraulea Titi din Ajut, a fost cel care s-a dăruit, s-a dedicat și a vrut să vă facă o lucrare de foarte bună calitate care să adreseze dumneavoastră pe generații. Ceea ce vedeți aici, vreau să rețineți un lucru. Este emblema generației actuale, cu siguranță, peste 50 și peste 100 de ani. Astea vor rămâne. Lumea va înțelege peste 100 de ani că cineva din generația aia le-a lăsat un bun, un patrimoniu. Și a vrut să fie plecat din elementul tradițional românesc, din elementul specific local, folosind materiale naturale, folosind lemnul, folosind piatra, toate ca să dea o perspectivă sănătoasă. Și nu în ultimul rând și în Drila. Și în Drila, pentru că am făcut investigații, așa să spunem, întrebându-i pe copii, mă, voi știți ce e șândrilă? Nu mai știa lumea de șândrilă. Am spus, șândrila este elementul specific definitoriu țăranului român. Încă o dată, vreau să-l aplaudați pe constructor, pentru că a făcut treaba în mod serios, și să îl rugăm, ca și de altă dată, când o să mai vede treaba la Urechești, să depună același efort.
Eu în numele dumneavoastră îi mulțumesc și sunt convins că ceea ce a reușit să implementeze la Urechești va fi o carte de vizită atât pentru noi, cât și pentru domnia sa și firma pe care o reprezint. Închei spunându-vă următorul lucru. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Să vă dea Dumnezeu puterea să treceți peste vremuri grele. Să vă dea Dumnezeu liniștea sufletească pe care în vremuri tulburi poate nu avem întotdeauna. Iar eu, indiferent ce va fi după ce vor fi alegerile locale, să țineți minte un lucru. V-am iubit, vă iubesc, vă voi iubi, vă respect și vă doresc să fiți români adevărați. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi. Ei, și pentru că un centru cultural nu putea fi, în fiind, deschis decât cu ceva cultural, muzică populară adevărată, de la noi de aici, din județ și de pe tineri, o să rog să mă ajute cineva să iau mesele acestea, să le dăm deoparte, căci am pregătit un moment extraordinar, alături de domnul primar și de toți cei care au contribuit. Ca cei care au venit astăzi, ansamblu cultural și de datin de la Asău, datin gospodarii de pe Valea Asăului. Îi vedeți aici, sunt mulți, ei sunt acolo, îi pregătiți fete frumoase care vor să fie măritate, caută băieți. Poate găsiți la Urechești pe aici. Așa, avem invitați Ștefania Pătru, Gela Budău, Valentin Vieru și ați văzut-o aici făcând probe pe marea cântăreață de muzică populară, Margareta Clipa. Și după care urmează imediat mutăm sunetul în sală și dăm drumul la un bal. Bal așa cum n-a mai fost poate de mult aici la dumneavoastră. Și pe care sper ca în fiecare an la Urechești de Sfintele Sărbători de Paști să ne întâlnim și să facem balul de la Urechești. În fiecare an. Sperăm. Noi așa ne-am propus, acum vom vedea dacă vom și realiza. Până pregătim, până... Aș vrea să vină lângă mine Ana Maria. Hai lângă mine. Este omul cu care de o săptămână, două vorbim la telefon și a venit special pentru dumneavoastră. I-am spus că îmi pare rău, dar trebuie să vii de Paști și că vin Ovidiu pentru că ne cunoaștem și pentru că vreau să văd oamenii de la Urechești. Este șefa care conduce acest ansamblu și pe care îl mânuiește alături de toți. Costel, salut! Și o să îi lăsă și desfășoare singur. Și o să-l rog pe dânsa să ne spună un cuvânt. Bună ziua, vă mulțumim și mulțumim că suntem alături de dumneavoastră în această zi specială, Hristos a înviat. Noi, ansamblu din Asău, gospodarii de pe apa Asăului, sperăm să vă facem un moment frumos și să vă încântăm în zi de sărbătoare. Și mulțumim că sunteți alături de noi și noi alături de dumneavoastră. O zi frumoasă! Hristos a înviat. Frunză verde ca bobul, da frunză verde ca bobul, da mândră florii norocul,
mândră, florii norocu. Nu s-a faci în tăt locu, nu s-a faci în tăt locu. Opșânul are tăt omul, are tăt omul, dacă norocu-i mândră florii, când norocu-i mândră florii, dar nu crești picararii, dar nu crești picararii, l-ar culege oarecare, culegi oarecare, o floară purtașul aceatoare. Că și eu l-am samanat, că și eu l-am samanat, tu o ia și da s-o uscat, o ia și da s-o uscat, altu s-a mână și-mi teatră și tăt rasari odată, o și tăt rasari odată. Da, eu l-am pus în busuioc, eu l-am pus în busuiocu, și nor a sărit din locu, și nor a sărit din locu, și l-am pus în loc feritu, și încolo l-a privit-o, of, niciun șiruț nu-i așa tu. Dacă-n pilumii ditrai-tu, cu-n pilumii ditrai-tu, sunt gurică pe pământu, sunt gurică pe pământu, sunt gurică, sunt gurea, sunt gurică, sunt gurea, of, milă de la nimenea. Sunt gurică, sunt gurea, sunt gurică, sunt gurea, of, milă de la nimenea. Ea este Ionela, una din interpretele ansamblului nostru. Va mai cânta pe parcursul acestui moment pe care vi-l vom prezenta alături de alți artiști pe care noi încercăm să-i promovăm din zona noastră. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, vă rugăm să o aplaudați. Ia uzi, porca, eu pornesc, să nu crezi că te amăgesc.